Nu știu care ar fi cea mai mare confruntare cu care aș putea, pentru că, practic, faptul că mă duc acolo e o confruntare în sine și că trebuie să mă dezvolt pe zi ce trece și să pot să trec peste fiecare barieră pe care eu să mi-o pun sau pe care mi-o pun ceilalți mie. Mi-e puțin greu să răspund pentru că, în momentan, nu mai mi este frică de nimic. Cred că faptul că o să stau destul de departe de casă și de prietenii mei, asta ar fi, să zicem, un punct care m-ar putea să mă motiveze să fiu mai bun pentru ei, să le arăt că sunt acolo cum trebuie, dar da, o să-mi lipsească foarte mult familia și prietenii mei. Motivația mea este să arăt și celorlalți faptul că se poate să ajungi în Survivor fără să fii neapărat un atlet de performanță, că nu totul se bazează doar pe mușchi și pe sport, ci și pe inteligența emoțională și pe alte caracteristici pe care o să le vedeți în emisiune. Și pentru faptul că suntem atât de diferiți aici și cred că asta mă motivează să pot să-mi dau seama dacă sunt destul de cameleonic sau dacă mă pot înțelege cu ceilalți. O să fac un echilibru între cele două. O să merg și pe varianta de sport, dar foarte mult mă voi baza și pe jocul psihologic. Survivor România, un nou sezon.